O manifestare cultural-istorică plasată sub semnul centenarului Marii Uniri le-a reamintit dâmbovițenilor figura marcantă a unui domnitor, care a dus capitala țării la Târgoviște. Garnizoana Târgoviște și filiala Mihai Viteazul Dâmbovița a Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria au organizat chiar lângă statuia voievodului momentul comemorativ denumit 6 secole de la trecerea în eternitate a marelui voievod Mircea cel Bătrân. Profesor dr. George Coandă a evocat figura domnitorului. S-au împlinit 600 de ani de la trecerea în eternitate și de la ridicarea sa în panteon de glorii al poporului român, a ilustrului voievod Mircea cel Bătrân sau cel Mare, cum i-au zis contemporanii săi. Îl comemorăm astăzi aici, la statuia sa, operă a unui mare sculptor, Manela Doc, pe cel care a unificat pentru prima oară țările românești înaintea lui Mihai Viteazu. Iată acest adevăr istoric peste care nu se poate trece. Mihai Viteazu a unificat în mare pământurile românești, dar, hai să spunem așa, în mic, Mircea cel Bătrân a unificat toate pământurile românești. O spune însuși titlul său de domnie. Eu, Mircea, mare voievod și domn stăpânitor a țării românești, a părților de peste munți și încă spre părții tătărești, al Amlașului și Făgărașului Herțeg, domn al Banatului Severinului și peste toată Podunavia până la Marea Cea Mare și cetății Dârstului stăpânitor. Iată că, așa cum spuneam, însuși de domnie, acestui mare voievod de Târgoviște arată faptul că el a fost primul unificator în Evul Mediu. De ce le comemorăm la Târgoviște pentru prima oară, iată, în România? Alții n-au făcut-o înaintea noastră, pentru că este cel care a adus capitala de la Curtea de Argeș la Târgoviște. Astfel că spre sfârșitul domniei sale, înainte de moartea sa, Târgoviștea devine singura capitală a țării românești unificată de către acest mare domnitor. Deci este o capitală a unității naționale. Președintele CJD Daniel Comănescu a menționat în discursul său: sunt onorat să mă aflu alături de dumneavoastră astăzi în anul centenarului Marii Uniri cu prilejul comemorării trecerii în eternitate a voievodului Mircea cel Bătrân, primul domnitor care a schimbat pentru totdeauna viața Târgoviștei, prin faptul că i-a dat calitatea de capitală, că a impulsionat dezvoltarea sa prin întărirea rețelei de drumuri comerciale cu orașe din celelalte provincii românești și prin neobosita luptă pentru apărarea ființei neamului românesc. Momentul omagial ne aduce în prim plan pe primul Mircea, în lunga lista voievozilor Valahiei, cel care, prin cei 32 de ani de strălucită domnie, a transformat Târgoviștea ca loc și spațiu esențial în devenirea poporului român. Manifestările s-au încheiat cu depuneri de coroane la statuia voievodului Mircea cel Bătrân din Piața Tricolorului.